Weekend de vis la munte pentru împătimiții sporturilor de iarnă. Pe Valea Prahovei a nins ca în povești, iar pârtile au fost redeschise. De teamă să nu rateze ultimele zile la schi din acest sezon, sute de turiști au luat cu asalt domeniile schiabile. La Azug a fost aglomerație mare la telegondolă, pe terase, în parcări, dar și la centrele de închirieri. Vestea că se schiază la munte s-a răspândit repede printre împătimiții schiului și ai snowboardului. Pârtia Sorica din Azuga a fost arhiplină, iar la telegondolă s-a stat la coadă aproape o jumătate de oră pentru o urcare. Nici măcar administratorii instalației de transport nu se așteptau să fie asaltați de valul de turiști. Se dovedește că pasionații de schi iubesc zăpada și la primul semn au fost prezenți pe pârtia Sorica. Ținând cont de perioada aceasta, nu mai așteptam să fie așa bune, însă zăpada e excelentă și chiar ne distrăm. Ai făcut deja câteva ture? E a cincea asta. Mai. Când ai de gând să pleci? Depinde de coada de la telegondolă. S-a aglomerat deja? S-a aglomerat, trebuiau mai multe telegondole, dar se pare că administratorii nu se așteptau la fluxul acesta. De unde ai venit? În București. Ai văzut că a nins la munte și că s-au deschis? Am văzut camerele, am zis ok, hai să mergem. Cum e? Multă lume? E cam aglomerat, a început să fie. Asta e, no, toată lumea vrea ultima șansă, nu? Păi când am venit încoace era copaci înverziți. Rapița înflorită de la Ploiești, pe acolo am zis că mergem la iarbă verde, nu la schi. Aglomerație mare a fost și la centrele de închiriere echipamente. 3 săptămâni au stat cu lacătul pe ușă, iar patronii le-au deschis în urma numeroaselor solicitări. Datorită zăpezii foarte abundente care a căzut zilele acestea, am fost nevoiți să deschidem la solicitarea turiștilor. Foarte multe telefoane, s-a bătut pârtia, s-a aranjat, s-a amenajat. Am văzut și că sunt foarte aglomerat. Da, și foarte surprinzător foarte mulți turiști care au venit să profite de această zăpadă de primăvară, care este destul de bună. Cum sunt tarifele la echipamente? Tarifele au rămas aceleași, care au fost și în sezon. Și astăzi pârtia Sorica a fost practicabilă spre bucuria copiilor care își petrec vacanța de Paște la schi.